Îndoliate familii, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, colegi, vecini, sunt zile în viață pe care nu le putem programa noi. Însă în afara timpului, a spațiului și a materiei, este un Dumnezeu care programează totul. Și acest Dumnezeu nu greșește niciodată. Viața uneori ne prinde cu bagaje. Și atât de frumos când cineva vede pe altcineva care duce greul și apucă și el de un bagaj. Astăzi am venit lângă dumneavoastră, iubite familii, pentru că vă prețuim mult. Și vrem ca la durerea voastră să punem și noi umărul, pentru că durerea distribuită devine mai ușoară. Cea mai grea zi pentru un copil în viața aceasta este ziua când părinții pleacă. Astăzi avem o mamă din familia Marțiș care a plecat și avem un tată din familia Parpală care a plecat. Și întrebarea la care vreau să răspund în următoarele minute este: ce ne rămâne după ce ne pleacă părinții? Care sunt valorile pe care oamenii lui Dumnezeu, care au plecat, care vor mai pleca, le lasă în urma noastră, în urma lor, pentru noi? În primul rând, când ne pleacă părinții, rămân rugăciunile lor. Și multe din binecuvântările care le avem de-a lungul vieții, iubiții mei, sunt din cauza unor părinți care au stat pe genunchi. Tot poporul Israel a fost mirat când a văzut un Samuel care prorocește cu Daș Amin, care coordonează niște oameni care nu erau ușor de condus. Însă în spatele lui Samuel a fost o mamă care, atunci când biserica s-a eliberat, ea a rămas la urmă și a continuat să se roage, în ciuda judecăților din jur. Pentru că mamele care vorbesc cu Dumnezeu au copii cu care Dumnezeu va vorbi. În spatele lui Ioan Marcu, care a fost luat de Pavel în misiune, care a fost pus de Petru să-i scrie epistolele, a fost o mamă, până la urmă, care a avut, spune Biblia în Fapte 12:12, o odaie unde se rugau ucenicii. Iubiții mei, eram în California zilele trecute și la final m-a așteptat un frate și a zis: frate Cristi, am fost 7 copii la părinți, 6 dintre noi am alergat în lume. Nu ne-a plăcut pocăința părinților și pocăința bisericii. Și m-am uitat la el și am zis: din cei 6 câți v-ați întors? V-ați întors vreunul? Și a zis: frate Cristi, ne-am întors toți până la urmă. Și am zis: care a fost secretul? Și el a spus: mama noastră nu a renunțat niciodată la noi. O găseam de multe ori rugându-se, postind, mergeam și mâncam și ea spunea: nu mănânc astăzi. Bun, am înțeles, dar nici vineri, că n-ai mâncat nici luni. Frate Cristi, n-am făcut bine că am plecat, mai bine nu plecam. Dar am o bucurie. Din cauza rugăciunilor ei, noi ne-am întors toți și nu lipsește niciunul. Sunt atât de bucuros astăzi, deși e o zi grea. Să văd 11 copii pe o parte, 7 pe alta, care au rămas lângă Dumnezeu. Pentru că în spatele lor au fost părinți care nu s-au uitat la vreme să zică: a, ninge afară, stau și mă uit pe net. Iar rugăciune, iar serpe lungite, duminici pline, cum se face la Betel. Parcă, nu, au fost părinți care ori de câte ori au putut, au venit aici. Să nu uitați, iubiți copii, de rugăciunile părinților voștri. Doi, când ne pleacă părinții, ne mai rămân ceva. Ne rămân sfaturile lor. Știți, când aruncăm pământul la groapă peste părinții noștri, nu putem îngropa sfaturile. Proverbe 6:20, fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. De ce? Căci sfatul este o candelă. În 2023, besna în care trăim parcă a ajuns la culmi foarte mari, foarte înalte. Poate n-ai nevoie de cel mai mare candelabru din lume, dar o candelă, ca să poți să faci următorul pas, contează. Și aici Biblia spune că dacă ai avut părinți credincioși, păstrează sfaturile lor. Pune-le acolo în seiful inimii. Ați avut părinți care v-au dat sfaturi extraordinare. Nu-i așa că uneori parcă prea mult ne bătea mama la cap?
Vezi să ai grijă cu cine prietenești, în pauză ai grijă cu cine vorbești, ai grijă când treci aici de pietoni, vezi că e repetiție să nu lipsești. Vine o zi când ne-am mai dorit să o mai auzim sau să-l mai auzim pe tată. Care sunt sfaturile care le dăm copiilor noștri, iubiți părinți? Vorbesc și eu ca și unul care am 7 copii acasă. Vorbesc cu responsabilitate. În 2 Cronici 22 cu 3 Biblia spune: el a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Mă bucur astăzi să asist la mormântarea unui tată și a unei mame care au dat sfaturi de preț copiilor lor. Într-o căsuță umilă dintr-un orășel din Germania, la finalul secolului al XVII-lea, o mamă creștină și-a adunat copiii în jurul patului de moarte pentru a-și lua rămas bun. Familia era cea mai săracă din sat, iar mama, muribundă, și-a uimit copiii în ultimele clipe, spunându-le: copiii, v-am strâns o comoară, o comoară foarte mare. Unul din copiii, dornic să pune mâna pe comoară, a zis: și unde este mama? Ea a răspuns: căutați-o în Biblie, copiii mei, și o veți găsi. Nu există pagină pe care să nu o fiu dat cu lacrimile mele. Printre acei copii a fost și un băiat care a pus mâna pe Biblie. A luat sfaturile mamei împreună cu sfaturile Bibliei, le-a unit și acest băiat a devenit primul misionar protestant din India, Bartolomeu Zinghebalc. De ce? Sfaturile mamei ne urmăresc. 3. Ce ne rămâne când ne pleacă părinții? Ne rămâne credința lor. Timotee, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Îți trebuie credință într-o lume în care multe persoane cresc câini și pisici, să crești 11 copii sau 7? Am plecat cu 5 în Kaufland recent, nu vă spun cum să uitau oamenii la mine. Câtă credință poartă un astfel de părinte, că fiecare copil care vine, vine cu binecuvântarea lui. Și că a stat la dispoziția Domnului și a dat viață, e una dintre cele mai înalte chemări care putem să le avem pe acest pământ. Iubiții mei, spune Biblia despre Moise: prin credință Moise, când s-a făcut mare, Evrei 11 cu 24, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Dar de unde avea această credință? Unde o găsit-o? Că nu era încă Biblia scrisă, nici legea. Se transmitea doar pe cale orală. Uitați de unde. Evrei 11 cu 23, prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Ce hare să ai părinți care să te ascundă de Faraon, de mizeria lumii, de un anturaj negativ. Robert Ingersoll a fost cunoscut nu doar ca avocat și scriitor, ci și ca un mare orator agnostic. La una din prelegerile sale, la întoarcere spre casă, doi studenți vorbeau unul cu altul. Cred că a vorbit destul de bine împotriva creștinismului, a spus unul dintre ei, la care celălalt a răspuns: nu, chiar deloc. Ingersoll nu mi-a putut explica credința mamei mele. Și până când el nu va putea explica trăirea și umblarea ei cu Dumnezeu, eu rămân cu Dumnezeul mamei mele. Doamne, mai ridică părinți plini de credință. Și în ultimul rând, iubiții mei, ce ne rămâne când ne pleacă părinții? Ne rămâne mărturia lor. Că până la urmă, credința adevărată e credința însoțită de fapte. Uitați-vă la recabiți. Tata a plecat. Recabiții au rămas fideli. Am fost de față când la un cer de rugăciune, un frate proroc spunea la doi părinți: ocupați-vă în vremea asta de copiii voștri, în așa fel ca peste ani să se poată spune despre copiii voștri ce s-a spus despre copiii recabiților. Iubiții mei, până la urmă tata, copiii fac nu ce spune tata, până la urmă fac ce face tata și ce face mama. În spatele unor copii care umblă cu Dumnezeu, să știți că sunt părinți care au lăsat o mărturie frumoasă. Dacă îmi doresc ceva astăzi, este să mai ridice Dumnezeu părinți, cum a fost Gedeon, judecător 7 cu 17, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Nu e ușor să spui lucrul ăsta astăzi, unei case de copii,
roagă-te cum mă rog eu, sau postește cum postez eu, sau du-te la biserică cum mă duc eu, sau fă milostenie cum fac eu. Am găsit o mamă în Biblie și mă apropii de încheiere, nu știu cum o cheamă, dar Pavel a rămas marcat de mama asta, Roman 16:13, spune-ți sănătate lui Ruf și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Așa mărturii a avut mama lui Ruf, încât slujitori de renume au fost impactați de faptele ei. Iubiții mei, dosarul vieții celor doi s-a închis. Dosarul nostru încă este deschis. Cu multă prețuire, cu multă responsabilitate vă chem. Haideți să punem preț pe valorile care rămân după noi. În inimile copiilor noștri noi semănăm ceva în fiecare zi și vine ziua când nu o să mai putem să-i sfătuim, nici să ne rugăm pentru ei, nici să fim lângă ei ca un exemplu. Banii se cheltuie, casa se învechește, mașina se uzează. Dacă ți-ai permis să le lași așa ceva, e bine și asta. Dar dincolo de astea, rugăciunile, sfaturile, credința și mărturia rămân toată viața. Doamne, ajută-ne să punem preț pe valorile care rămân. Amin.